Un accident în Lanț a blocat autostrada Soarelui între Lehliu și Drajna. 20 de mașini au fost implicate. Colega noastră, Alexandra Ghețe, are toate detaliile. Bună ziua, Alexandra! Ce s-a întâmplat acolo? Bună ziua tuturor! Din primele informații se pare că șoferii nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum. Într-adevăr, este vorba despre aproape 20 de autoturisme implicate în... Se pare că o singură persoană a rămas însă încarcerată, iar echipele de intervenție au sosit la fața locului și o ajută să iasă din mașină. Din primele informații se pare că ar fi vorba cel mai probabil despre o fractură. Toate acest carambol a intervenit după ce în această dimineață a mai fost un accident destul de grav pe autostrada A2 între două autoturisme, iar o femeie a fost rănită. Polițiștii avertizează pe șofer să nu plece la drum decât dacă este absolut necesar și să adapteze condițiile la viteza de drum. Pe lângă toate acestea, mulți dintre ei nu au mașinile echipate corespunzător. Mulțumim, Alexandra!